Căutările în cazul directorului Apia Cluj au fost oprite momentan pe lacul Beliş. Au trecut mai bine de trei zile de la dispariția directorului Adrian Zaharia, acela cărui barcă a fost găsită plutind în deribă pe lacul din apropiere de localitatea Beliș, fântânele sâmbătă seara. Căutările au fost îngreunate luni de vremea rea, dar și din cauza adâncimii lacului. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, Andrei Biriș, a declarat pentru NCN că scafandrii au oprit căutările din cauza ploii și vor reveni pe lac imediat ce vremea le va permite. Echipajul nostru este acolo, însă din cauza ploilor abundente nu au putut să iasă pe apă. Condițiile meteo asigură siguranța echipajului pentru căutările cu embarcațiunea. Potrivit acestuia, lacul Beliș are porțiune unde adâncimea ajunge și la 100 de metri, iar scafandrii care au intervenit până acum au permisiunea de a se scufunda la cel mult 40 de metri. La mai bine de trei zile de la dispariția directorului Apia Cluj, Adrian Zaharia, căutările a ei s-au suspendat din cauza vremii nefavorabile. De îndată ce ploaia va permite, autoritățile se vor întoarce și vor aduce cu ei de data aceasta scafandrii, ce se pot scufunda la adâncii mai mari de 40 de metri, și un sonar special pentru a scana fundul lacului. Așa că, neputincioși din cauza vremii, reprezentanții autorităților au privit în zadar spre lac în speranța că trupul bărbatului va ieși la suprafață, iar după mai bine de câteva ore, jandarmii montani au renunțat complet și au plecat de la locul intervenției. Dispariția directorului Apia Cluj a fost semnalată sâmbătă seara, când un localnic a sesizat o barcă ce plutea în derivă pe lac de mai bine de două ore. Adrian Zaharia, în vârstă de 40 de ani, are o casă de vacanță pe malul lacului Beliș. În seara dispariției, bărbatul s-a plimbat împreună cu trei prieteni, apoi a lăsat la cabană și a ieșit singur cu barca pentru o încotură pe lac. Imaginele cu embarcațiunea plutind pe lac au fost filmate de un turist care se plimba cu iubita lui în apropiere. Conform anchetatorilor, un martor a declarat că a văzut un bărbat pe lac care făcea manevre bruște cu barca, într-o încercare disperată de a evita impactul cu alta îmbarcațiune. Atunci s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut în apă. Adrian Zaharia nu știa să noate. Barca acestuia a fost recuperată de ISU, iar în ea au găsit o vestă de salvare, ochelari, dar și câteva sticle cu alcool. Adrian Zaharia, în vârstă de 40 de ani, este director al APIA Cluj din ianuarie 2013. Bărbatul este necăsătorit și are un băiețel de aproape 3 ani care locuiește cu mama lui. Corpul de control al Ministerului Agriculturii a făcut mai multe verificări la APIA Cluj în ultimii ani din cauza plângerilor unor angajați a instituției.